motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Alo, bună ziua, am sunat la sculeprime.ro. Da, Daniel mă numesc. Am văzut la noastră pe site un fierăstră circular Makita DSS611Z. Îl mai aveți? Da, aș dori să o comand și eu o bucată. Sigur. Vă dau datele? Ok, notați, vă rog. Bine v-am regăsit. Abia am primit de la curier acest culet. Este un fierăstrău circular cu acumulator de la Makita, modelul DSS611Z. Cum vedeți, culetul este înfoliat, exact așa l-am primit. Comandat de la sculeprime.ro. Este dealer autorizat și pentru a putea prelungi garanția cu un an, cei de la Makita impun această regulă ca scula respectivă să fie cumpărate de la un dealer autorizat și vom face un unboxing cât se poate de real. Vedeți, coletul este înfoliat. Am mai găsit deasupra un tricou așa cu sigla Makita, foarte frumos, din bumbac, foarte comod. Chiar îmi place să le țină Dumnezeu obiceiul, cum se spune, celor de la sculeprime. Și le mulțumesc frumos pentru acest cadouaș. Apreciez foarte mult. Hai să desfacem coletul și eu sunt foarte curios cum să încerc să-l desfac în așa fel încât să nu deteriorez cutia, în caz de sunt ceva probleme și este nevoie de un retur. Eu așa procedez de regulă. În cazul în care este nevoie de un retur pentru un defect sau ceva, e bine să avem și noi grijă atunci când despachetăm un produs, să-l returnăm în condiții cât mai bune. Deci, o cutie de carton. Acesta este modelul. Este un model fără pericolectoare, însă pentru moment atât mi-am permis. Deci, cum vă spuneam, DSS611Z. Diametrul lamei este de 165 de mm. O să vă dau câteva detalii tehnice mai multe după ce o să despachetăm acest colet. Și de ce am optat pentru un astfel de utilaj? În special la lucruri de dulgherie este foarte util. Eu mai foloseam pendularul, însă ăla este bun mai mult la lucrări mai mici, dacă vrei să decupești ceva sau plus de asta este pe fir și na, cei care ați mai construit o schelă sau un cofrag, ați văzut cât este de incomod să te încurci cu fire după tine, să avem niște... Mai am o broșură de genul ăsta, când am cumpărat un filetant. Îmi plac astea că de obicei mai apar lucruri noi și în felul ăsta mai mă țin și eu actualizat în legătură cu ce mai apare. Să mă uit un pic mai târziu pe ea. Avem niște manuale. Ok, hai să vedem ce mai avem în cutie. Deci un limitator pentru margini. Să încerc să dau cutia cumva așa, să le pun aici. Ia să vedem aici deasupra. Este o bucățică de carton. Asta este și utilajul. Imediat o să-l vedem. O să văd dacă mai este ceva. O piesă pentru aspirator, da? Tuza de la aspirator se poate conecta. În cutie nu mai avem nimic. Bun. Deci cam așa arată utilajul. Un pic de grăsime sau ceva aici. Asta o să mă ocup eu de el un pic mai târziu. O să-l șterg. Am așteptat ceva după acest utilaj. Nu era în stoc nicăieri, nici la Makita România, nici prin alte magazine. A durat vreo 3 săptămâni, dacă nu și mai bine, până când am primit utilajul. Hai să vedem un pic dacă scrie ceva interesant pe etichetă. Deci este fabricație China. Produs anul ăsta, în 2019, în iulie. Nu, în iunie. Diametrul pânzei 165 de mm, cum vă spuneam și eu mai devreme, și are 3700 de rotații pe minut în gol. Turații în gol. Hai să o luăm așa dintr-o parte. Deci avem o apărătoare metalică. Nu pot să-mi dau seama ce este, dacă este aluminiu curat sau un compozit. O siglă foarte frumos scrisă aici, Makita, impregnată. Avem o talpă, tot așa, din aluminiu sau dur aluminiu. Din ce pot să-mi dau și o seama. Foarte interesant așa ca textură. Nu este foarte lină, are ceva, niște mici șanțulețe așa, dar foarte mici. O apărătoare din plastic. Avem, vedeți, sunt trecute unghiurile la care putem să reglăm adâncimea acestui fierăstrău. Adâncime care se poate regla de aici din spate, de la această clapețică. Deci se dă în sus și putem să reglăm adâncimea la care vrem să tăiem cu acest utilaj. Iar gradațiile de pe apărătoare, la asta folosesc. Vom urmări linia acestui picior, să-i spun așa, acestei mese de lucru. Și, spre exemplu, dacă vreau să-l reglez la 40 de grade, voi alinia blatul cu cel de pe apărătoare și pe urmă o să strâng. Iar acum voi avea o adâncime setată la 40 de mm. Pe urmă de aici se poate schimba unghiul. Dacă vreau să tai la 45, numai puțin să vedem. Așa. Utilajul este nou, deci el se duce până la 50 de grade, dar nu știu vreo aplicație la care să ai nevoie să tai la 50 de grade. Pentru a-l seta la 45 de grade, vedeți că avem aici o piesă, are un mic șanț și gradajul de aici trebuie să corespundă cu canalul de pe acea piesă. Odată reglat, vom strânge înapoi această clemă și fierăstrăul este reglat pentru tăiere înclinată la 45 de grade. Aici deasupra, iar la fel, vedeți că are un gradaj. Atunci când tăiem drept la 0 grade, o să urmărim linia de aici. La 45 o să urmărim linia de aici. Vedeți, foarte simplu. Iar această piesă o putem monta în acest fel, imediat. Și cu asta putem să reglăm, spre exemplu, vrem să menținem o distanță anume față de margine. Vom introduce acest distanțier, o să-l strângem și el o să ne permită să tăiem într-o linie dreaptă față de margine. Nu știu dacă o să folosesc foarte des piesa asta. Eu, dacă am nevoie să tai în linie dreaptă, pur și simplu îmi prind un dreptar în niște prese și în felul ăsta mă ghidez mult mai bine. Pânza văd că este deja montată. Este o pânză cu 16 dinți, cu pastile Videa. abia aștept să o testez să văd cât de fin taie, dar pentru lucrările mele de dulgherie este potrivită. Pe pânză scrie că funcționează până la maxim 6500 de rotații pe minut și este doar pentru lemn. Vedeți că scrie și acolo. Canalul de tăiere de 1,5 mm, deci are o grosime de 1,5 mm. Ca aspect așa îmi place foarte mult. Deci este un model foarte simpatic. Vedeți că are un mâner cauciucat. Se simte foarte bine în palmă. Aderă foarte bine aceste benzi de cauciuc la pielea din palmă. Și aici mai are încă un mâner suplimentar ca să poți să-l manipulezi cu două mâini. Pânza se poate fixa sau demonta cu ajutorul acestei chei imbus. Este pusă exact aici la îndemână. Și în felul ăsta o ai întotdeauna când ai nevoie să schimbi lama. Așa cum vă spuneam, este un motor cu perii. Are niște capaci aici pentru vizitare, schimbare, o grilă foarte mișto de aerisire aici neagră. Bun, haideți să iau acumulatorul de 5 amperi. Să vedem un pic și cam cum funcționează utilajul. Să vedem acumulatorul. Are toate cele 4 linii, deci este încărcat. Acum, pentru a acționa unealta, cum încerc să mă dau să vă și arăt, vedeți că aici are un al doilea comutator, asta e de siguranță, deci fără el nu vom putea acționa niciodată fierăstrăul. Trebuie acționat în jos ăsta și nu are o oprire bruscă. Am văzut la alte modele pânza se oprește brusc, dar nici asta nu arată rău, în sensul ăsta, adică să zic sunt vreo 2 sau 3 secunde până când aștept să se oprească pânza și poți să-l pui jos. De asemenea, nu are o lumină de lucru, dar este modelul mai economic, să zic așa. Mie, sincer, nici nu îmi trebuia. Este, așa cum v-am spus, o unealtă pe care vreau să o folosesc în principal la lucrările mele de dulgherie. Nu va fi folosit la lucrări de finețe. Nu cred că am nevoie, nu neapărat că nu va fi folosit. Îmi place să lucrez cu pendularul. Este o sculă cu care mă descurc mai bine și îmi place că am tot timpul o vedere foarte bună asupra zonei unde am nevoie să tai. Însă ăsta este mult mai potrivit pentru lucrări de genul ăsta. Ai nevoie să faci un frag sau trebuie să tai niște șipcă pentru un acoperiș. N-am nevoie de cine știe ce precizie și este foarte ok din punctul ăsta de vedere. Mai rămâne această duză pentru conectat la aspirator. Se montează undeva aici. Trebuie desfăcut acei șurub și prins prin această găurică. Nu o să o montez pentru că o să lucrez cu el mai mult pe afară și nu prea am nevoie. Dacă văd că nu mi evacuează foarte bine romegușul, atunci o să încerc să văd și cu această piesă, poate le evacuează mult mai bine. Haideți să vă dau și câteva date tehnice, că nu v-am dat. Deci, așa cum ați văzut, lucrează cu acumulatori de 18V din gama asta LXT. 1,5, 2, 3, 4, 5 și 6, bineînțeles de la Makita. Rotația în gol, așa cum vă spusesem și mai devreme, este de 3700 de rotații pe minut, deci în gol, nu în sarcină. Adâncimea de tăiere la 0 grade, deci cât poate să taie la 0 grade, este de 57 de milimetri. Deci atât îmi va tăia în adâncime la 0 grade, 57 de milimetri. La 45 taie până la 40 de mm. Diametrul pânzei este de 165 de mm, scrie și aici. Și inelul interior este de 20 de mm. Deci, pentru când voi avea nevoie să schimb pânza, va trebui să verific aceste specificații, să nu fie nici mai mare și nici inelul de aici să nu fie mai mare. Are o greutate de 3,3 kg. Nu este foarte greu, bine, atunci când îi pui și acumulatorul se simte un pic mai greu, dar e normal să cântărească ceva. Are o groază de piese metalice și în orice caz nu este foarte incomod la lucru. Greutatea mai puțin mă interesează. Și cam astea sunt specificațiile tehnice de bază. Nu cred că vă interesează un nivel de zgomot și așa mai departe. Deci cam astea sunt, astea ar fi specificațiile care ne interesează pe noi. O să urmeze un clip în care vom face, bineînțeles, și niște teste. Nu cred că am omis ceva, să vă spun detalii importante legate de acest fierăstrău. Mai multe o să vedem în clipul care va urma, să vedem când voi avea timp să-l filmez. Așa că, până data viitoare, eu vă doresc numai bine.